În anul 2000, Ministerul Culturii a inventariat 7 locomotive cu aburi, care au devenit obiecte de patrimoniu. Aceste 7 locomotive din 2000 erau un tezaur României. Prețurile de pornire la vânzare prin licitație acelor 7 locomotive au fost 2 locomotive cu abur ecartament normal, una e 57.656 euro, cealaltă e 64.042. Mai sunt 5 locomotive, deci din 40. 40.000, 53.000, 34.000, 41.000, 64.000 de euro. În 2008, nu, se emite, pardon, din Ministerul Culturii, către SECE Casa de Licitație ALIS, cu hârtie, în care e clamat numele domnului Tedor Paleologu și semnat cu bară de o altă persoană. Vă anunțăm că respingem această ofertă de statul român. Cele 7 locomotive vor putea fi scoase la licitate și vândute, dar cel puțin la prețurile la care au fost oferite ministerul. Una dintre locomotive a fost vândută la un preț mult mai mic decât cel estimat inițial. La Zlatna, dacă nu mă înșel, s-a vândut una dintre locomotivele care aici este cotată la 60.000 de euro, minim, s-a vândut către primăria din Zlatna cu 18.000 de lei. Mai mult, locomotiva e la Cluj, undeva într-un atelier de reparații. Da, este, da, e, nu știu suma, efectiv a plecat pentru recondiționare, să facă trenuri Alba Iulia Zlatna, trenuri turistice. Și poliția a intrat pe fir în acest caz pentru a verifica dacă vânzarea a fost una legală, iar prețul a fost corect. Se efectuează cercetări asupra legalității contractului de vânzare-cumpărare, iar în funcție de rezultatele cercetărilor vor fi luate măsurile legale. Între timp, Consiliul Județean a anunțat că intenționează să realizeze la Sibiu un muzeu al locomotivelor. Pe de altă parte, sindicaliștii de la depou cred că acest lucru nu se va putea realiza prea curând. După cât s-a furat de la calea ferată, acum urmează și aceste locomotive să fie cumva legal, între ghilimele, înstrăinate. Pentru că toată lumea a trăit, a învârtit, la răspundere nu m-a fost tras nimeni niciodată. Suntem foarte dezamăgiți.